ce faceți? Bine ați venit în dormitorul meu, pentru că aici ne aflăm. Astăzi vreau să vă arăt cum mi-organizez eu toate supply-urile și proviziile și accesoriile pe care le am în diabet, pentru că sunt o groază. Cei care aveți diabet de tipul 1 știți despre ce vorbesc. Și vreau să vă inspir și pe voi, să vă arăt că nu este atât de oribil să ai cu tine ace, seringi, penuri de insulină. Le putem găsi un loc frumos în casă și le putem organiza astfel încât să fie pe placul nostru și să ne facă, de ce nu, plăcere să le folosim în fiecare zi. Cel puțin asta fac eu și din diabetul meu găsesc o sursă de inspirație, chiar dacă este până la urmă o boală cronică, pentru că până la urmă ține de tine să găsești inspirație și frumos în tot ceea ce te înconjoară, indiferent de formă, nu? Ne bem cafeaua și ne pregătim insulina, nu? Pentru micul dejun. Eu sunt Ines, pentru cei ce nu mă știți, vreau să vă zic în 2 secunde povestea mea. Am fost diagnosticată cu diabet tip 1 acum un an și de atunci viața mea s-a schimbat complet. Dar nu am lăsat asta să-mi strice viața, ci din contră. Hey Daisy! Ci din contră fac din asta o pasiune și găsesc o inspirație continuă, drept dovadă și videoul pe care îl fac azi, inspirat total de diabetul meu de tip 1. Așadar, alături de mine se află Daisy, iar împreună vă vom arăta în minutele care urmează cum îmi organizez eu toate supply-urile pentru diabet. Aici, în centru atenției, îmi țin geanta de la MyBetic. Este o geantă concepută pentru tinerele cu diabet și nu cred că are sens să mai menționez faptul că este accesoriul meu preferat, pentru simplu fapt că îmi permite să-mi depozitez toate necesarele mele pentru o seară de ieșit în oraș într-o geantă de dimensiuni foarte mici, pentru că având foarte multe lucruri de cărat cu noi, este foarte greu să le găsim locul într-o geantă de mici dimensiuni. Însă Tina, geanta de la MyBetic, așa se cheamă ea, vine în ajutorul meu și de aceea o ador și este, cred că, accesoriul meu preferat când vine vorba de fashion și diabet. Am făcut deja un video la ea, dacă sunteți curioși să descoperiți mai multe despre geantă, vă las în cutiuța de descriere jos un link către videoul în care v-am povestit mai multe despre geanta asta. Și, bineînțeles, merită locul de onoare în centrul atenției. Am mutat cadrul, cum se poate observa, ne-am apropiat de această comodă care găzduiește aproape toate, nu, chiar toate proviziile și accesoriile mele de diabet și vreau să vă arăt pas cu pas ce fac eu și cum le organizez, cum le stochez, cum înfrumusețez anumite aspecte ca să arate totul mai drăguț și mai frumos. Pentru că sunt pasionată de design interior și îmi place foarte mult ca totul să fie estetic și plăcut ochiului. Am luat acest bombonier, este basically un accesoriu pentru păstrat panele, pentru pus dulciuri ca să fie acolo la discreția musafirilor, dar eu l-am folosit pentru a-mi pune toate testele de glucometru folosite deja, dar dincolo de asta mi se pare că e un accent foarte plăcut camerei, pentru că cine știe cunoaște ce sunt astea când vine la mine în casă și nu știu, îmi dă așa o stare de bine, mă relaxează. Pentru că țin foarte mult la simetrie, am mai luat un bombonier care este în partea opusă primului, iar în acest bombonier am pus acele pentru insulină, basically. Din același motiv de înfrumusețare, de personalizare a camerei, pentru că asta îmi dă mie așa un vibe foarte bun dimineață când mă trezesc și îmi iau acul din bombonier și nu dintr-o cutie de spital. Până la urmă este ceea ce fac eu ca să încep ziua mai bine, pentru că primul lucru pe care îl fac dimineața este să-mi iau glicemia și să-mi fac insulina, pentru că trebuie să mănânc. Și astfel, bombonierele mele îmi arată
câte ace mai sunt, în primul rând pentru că sunt transparente și asta îmi place foarte mult și pe lângă asta un design foarte, foarte drăgălaș. Tot la partea de design, evident, pentru că ce e la vedere trebuie să fie plăcut ochiului, am acest accesoriu, i-aș spune, nu știu exact unde să-l încadrez, pentru că l-am de foarte, foarte mulți ani, nici nu mai știu originea lui. Cred că la bază era un suport pentru depozita bijuterii, pentru că el are foarte multe sertărașe și în fiecare sertăraș, evident, am ales să pun ceva legat de diabet, tocmai pentru a-mi face din nou plăcere să le folosesc în fiecare zi. În primul sertar mi-am pus acele de la Înțepătorul Gentil, mai jos mi-am pus acele de 4 mm, pentru că acele vin în diferite forme și adâncimi și când știu că vreau să fac o injecție cu un ac mai fin, știu că aici se află acele cele mai mici și din nou am acces mai rapid la ele și știu să mă organizez mai ușor în felul ăsta. Mai jos sunt acele pentru înțepătorul de la One Touch și la fel le-am pus aici ca să fie ușor. În partea opusă sunt niște accesorii care țin de diabet. Este un lănțișor foarte frumos. Eu nu port bijuterii de obicei, dar mi este foarte drag acest lănțișor pentru că, bineînțeles, are legătură cu diabetul și este o trimitere foarte fină între lumea asta a beauty, a fashion-ului, a frumosului, combinat cu ceea ce mă preocupă pe mine de zi cu zi. Și anume Dia Beauty. Este un lanț de la Pimp My Diabetes. Însă nu-l port pentru că nu port accesorii, dar țin acolo pentru că mi-este foarte drag și dacă, nu știu, voi simți într-o seară că vreau să mă înfrumusețez, îl voi purta, bineînțeles. Mai sus, tot în aceeași serie, avem ace de 6 mm, așa că știu, dacă vreau să-mi iau un ac mai adânc, ceva mai adânc, îl voi găsi aici. Și în ultimul rând, acele de 8 mm. Le-am organizat pe sertărașe, tocmai pentru a ști exact unde să le găsesc. Cam așa arată suportul meu de bijuterii, cred că este. Îmi place așa că e altceva, îmi place că e diferit și că la fel îmi permite să compartimentez foarte frumos acele pe diferite mărimi. Alături de el am pus acest coș de gunoi de care v-am mai povestit într-un video anterior despre trucuri în diabet. Era vorba despre un simplu coș de birou până la urmă, pe care l-am decorat cu acest sticker foarte simpatic, un pancreas mort, tocmai pentru a mă încuraja să arunc la gunoi toate testele folosite. Pentru că eu cel puțin când sunt acasă las așa testele peste tot după ce le folosesc, ca un fel de Hansel și Gretel îmi marchez teritoriul și am zis că trebuie să fac ceva, să mă autoeduc, să arunc la coș. Și cum stăteam eu așa și m-am gândit, am zis că dacă e ceva frumos care îmi place, îl voi folosi. Și așa a apărut și ideea cu coșul de gunoi personalizat pe care l-am pus la vedere să fie accesul rapid la el. Imediat am aruncat și îmi este și drag să-l folosesc. Iar alături este o cutie care îmi amintește să nu renunț, pentru că diabetul este o luptă zilnică și este o luptă grea. Iar această cutie îmi amintește să nu renunț la luptă, oricât de greu sau frustrant ar fi uneori. Și este o cutie foarte, foarte simpatică. Am luat-o de la Pepco. Dați cum vă zic acum. 15 lei. Am dat 15 lei pe ea și mie mi se pare că e de mare efect, mai ales că, na, având nevoie să mă injectez foarte des, iau foarte des ace și cutia asta parcă îmi dă așa un vibe mai bun și mai uit așa de necazurile injecțiilor zilnice. A, bineînțeles, aici am pus un tablou foarte drag mie. Acesta este locul meu preferat din Paris. Este Catedrala Notre-Dame, iar unghiul de unde este pictat tablou este exact locul în care îmi plăcea mie să stau cel mai mult în Paris și, nu știu, mi se pare așa că îmi dă
o nostalgie plăcută și aparte, pentru că mi-amintesc de Paris, de orașul dragostei, orașul în care am fost studentă de 2 ori și face plăcere să-l văd, să-l am la nivelul ochilor în fiecare dimineață. Cam așa arată comoda la suprafață, la vedere, pentru că sunt lucrurile pe care le folosesc cel mai des și pentru care am nevoie de acces cât mai ușor. Iar restul nu este foarte complicat. În primul sertar îmi stochez aici toate cutiile care vin de la Freestyle. Sunt acei senzori de glicemie despre care v-am tot bătut la cap. Am 2 glucometre de la One Touch, pentru că nu poți fi sigură niciodată. Dacă ți se strică unul, trebuie să-l ai și pe al doilea. Mai departe am cutii de teste, pentru că folosesc foarte multe teste. Mai departe avem teste de la AcuCheck. N-am apucat încă să-mi iau glucometru, dar eu am testere, pentru că am zis că vreau să testez și acest glucometru de care tot am auzit că este foarte, foarte, că este foarte precis. Am zis să-l încerc și eu, dar n-am apucat, în schimb mi-am luat testele. Ace pentru insulină sunt peste tot, apparently. Mai în spate, ace pentru înțepătorul de la AcuCheck. Pentru că, din nou, avem supplier-urile, dar nu avem glucometru. O să mi-l iau și pe acela, pentru că sunt foarte curioasă cum e și cât de precis este. În spate, tot, am ultima comandă de la OneDrop. OneDrop este acel glucometru pe care l-am comandat din state. Are un abonament care îți permite să îți comanzi câte teste ai nevoie, ceea ce mi se pare extraordinar. Și plus de asta îmi vin la ușă, nu trebuie să mă mai duc la farmacie. Comanda vine în vreo 7 zile, ce-i drept. Dar mie îmi place, e un confort pe care OneDrop mi-l oferă și mereu îl laud și vorbesc de el. Da, cam asta e cu testele. În sertarul ăsta. Iar în acest sertar este așa un talmeș-balmeș. Evident, agendele mele, X-uri și foi despre care vorbesc. Mai departe am penul cu insulină, penurile cu insulină, Tujeo și Humalog am acum. Sper să meargă bine schema asta, pentru că am schimbat-o recent. Nu mai sunt pe Lantus. Yes. Mai departe am alt dispozitiv drag mie pe care îl recomand tot așa tuturor, pentru că este fantastic. Este acest înțepător gentil, se cheamă. Îți permite practic să-ți iei glicemia de oriunde, de pe corp, nu doar din deget, pentru că are tehnologia vacuumului care îți trage sângele fără să te mai doară, fără să te mai lovești. Și îți dai așa o pauză la buricele degetelor și mie îmi place la nebunie treaba asta. Are gentuța lui și îl țin în gentuță. Aici am o borsetă foarte simpatică și strălucitoare în care îmi țin glucoza. Această glucoză o am de la DM. Este un magazin, o drogherie, se găsește peste tot la noi. Este 2,50 lei. Și își face foarte rapid efectul. Am renunțat la acele trituri bazate pe, nu știu, suc, zahăr, ciocolată, pentru că nu sunt foarte indicate. Glucoza este sfântă, are cea mai rapidă eliberare, absorpție și mă scoate cel mai repede din hipoglicemie. Așa că vă recomand să încercați și voi, cel puțin dați-i o șansă. Eu am evitat acel mâncat haotic, că la hipoglicemie se mai întâmplă să intru în frigider și să mănânc orice, pentru că nu mă pot abține, că de mine este foarte rău și vreau să-mi revin. Dar cu aceste glucoze știu că doar 4 tablete mă scot din hipoglicemie și mă aduc la acel perfect 100. Încercați-le! Tot aici am niște foarte mult zahăr, o borsetă frigorifică pentru iarnă și vară. De ce și iarnă? Pentru că, de exemplu,
Îmi pun această perluță caldă, este de la Sephora și are ca scop încălzirea mâinilor pe timp de iarnă, iar eu o folosesc ca să-mi țin glucometru cald pentru că am pățit să-mi înghețe la temperaturi extreme și nu este foarte amuzant să fii pe mijlocul muntelui și glucometrul tău să nu mai coopereze cu tine. Așa că în această borsetă frigorifică îl păstrez cald pe timpul iernii glucometrul, respectiv rece insulina pe timpul verii. Pun tot așa o pastilă rece de la congelator și insulina se păstrează fresh la temperaturi foarte ridicate vara. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut videoul meu, mie mi-a fost foarte, foarte drag să-l fac. Asta este ce fac eu în fiecare zi ca să-mi înfrumusețez diabetul, fie că vorbim de stil de viață sănătos, de rețete, de organizat, de filmat, orice trebuie să-mi placă, să mă inspire, să mă entuziasmeze și cam asta face diabetul din mine, face o treabă foarte bună pentru că mă inspiră să creez acest conținut mai inedit, cel puțin pentru YouTube-ul românesc. Așa că dați un subscribe canalului, vă rog din suflet, pentru că vreau să facem o comunitate cât mai mare și frumoasă și consider că avem nevoie de cât mai multe voci din domeniul acesta, așa că vă rog, cei care aveți diabet, vorbiți, împărtășiți lumii, nu vă fie frică, doar așa putem să bring awareness și să-i educăm pe cei din jurul nostru să nu mai pună acele întrebări super stupide despre diabetul nostru, știți la ce mă refer, ai voie să mănânci aia, cum de ai diabet pentru că nu ești gras, dar bunica mea are diabet și a murit, deviem de la subiect. Cam asta a fost, dragilor, sper că v-a plăcut, mie mi-a făcut o deosebită plăcere să filmez videoul ăsta pentru că, așa cum am spus și la început, diabetul mă inspiră și face din mine o versiune mai bună, deși, în mod ironic, e cel mai bun rău lucru care mi s-a întâmplat. Dar de noi ține să facem viața așa mai frumoasă și mai drăguță. V-aș minți dacă v-aș spune că diabetul este așa în fiecare zi. Nu, este o corvoadă, este foarte greu. Acum sunt într-o zi foarte plăcută mie. Și sper că v-am inspirat și pe voi să încercați să vă înfrumusețați, de ce nu, acele supplier pentru diabet, să le organizați așa cum vă place vouă, cum vă face ochiul să tresară, inima să palpeze și să vibreze și până la urmă, chiar dacă diabetul este cel mai oribil lucru din existența noastră, haideți să îl resuscităm prin aceste mici artificii. Am spus lucruri de-a dreptul fascinante, nu-i așa? Nu vă mai rețin, doar atât vă spun. Eu vreau să continui foarte, foarte hotărât pe YouTube, așa că am nevoie de susținerea voastră, de subscribe-ul vostru, mai exact, de share, de like, de toate acestea. Și cel mai important pentru mine este să-mi scrieți, vă rog, scrieți-mi în secțiunea de comentarii părerile voastre, ce vă place la canalul meu, ce ați vrea să adaug, ce ați vrea să discut într-un video următor și aștept cu nerăbdare să citesc mesajele de la voi, să știți că le citesc și le recitesc cu mare drag. Până data viitoare, eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și nu uitați să-mi dați subscribe. Pa! Yes, 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 yes!